Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Rac, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna iulie 2021, de parcă se cunoaște ca cu iunie, că noi stăm cu ploverele pe noi, dar nu mai contează. Haideți să vedem cum o să fie și nu vremea. Ah, aș vrea eu să fie vremea cum vreau eu, dar nu cred că se poate, după cum vedem afară, cel puțin toarnă cu găleata. Cel puțin aici la mine, unde sunt eu. Bun, trecem peste toate nebunile astea și haide să mergem înapoi la zodia voastră și să vedem ce se întâmplă și începem cu tarotul egiptean. Să vedem unde urmează, în ce energie urmează să intrați unii dintre voi, dragii mei, pentru că știm foarte bine, este doar o citire generală în luna iulie. Haide să vedem care este energia care urmează să vă înconjoare în luna iulie, dragii mei răcușori. Dar ce se grăbesc cărțile? Și avem The Hanged Man și avem cartea Spânzuratului, arcană majoră, evident că toate sunt arcane majore, dar îmi place mie să mă laud. Energia Spânzuratului, foarte interesant, pentru că ea vorbește despre schimbare de perspectivă și ne arată că unii dintre voi, dragii mei, în această lună veți vedea lucrurile altfel, veți face în așa fel încât să vă schimbați punctul de vedere, să vă schimbați felul în care vedeți lucrurile. La fel de bine, această carte mai vorbește despre delays, despre amânări, despre întârzieri. S-ar putea și aici ar fi bine să vă mențineți cumva calmul pe cât posibil dacă lucrurile nu apar și nu se concretizează atunci, în fix, în momentul, milisecunda în care voi vă doriți lucrul acesta și v-ați propus să se întâmple. Nu bateți cu piciorul în podea, s-ar putea să fie un oarecare test. O să vedem. Mergem pe sectorul iubirii și să vedem aici ce energie guvernează. Ia să vedem despre ce este vorba. Ulala! Și avem arcana cu numărul 20. Nu știu, nu știu dacă se vede foarte bine. Arcana cu numărul 20 este reciprocitatea în iubire. Și o să începem cu titlul acestei cărți, Reciprocitatea în iubire, de-mi place mie de nu mai pot, pentru că ea sună foarte bine și mie îmi place să o explic așa ca să mai dărâm din bucuria oamenilor. De ce? Pentru că reciprocitate, da, înseamnă equal give and take, ceea ce dai primești. Așa că, dragii mei, dacă vă veți surprinde în această lună că nu sunteți mulțumiți de iubire, atenția, ce se mai întâmplă pentru o relație acolo pe care o primiți, ia stați puțin, gândiți-vă, vă puneți cu capul în jos așa cum face spânzuratul și vedeți dacă voi oferiți ceea ce pretindeți să primiți înapoi. E un mesaj important care vine pentru unii dintre voi. Acum, pentru care numărul 20, această arcană este arcana soarelui din tarot, din arcanele majore și vorbește, da, despre reușită, vorbește despre succes, despre împlinire. Haideți să mergem mai departe, că o să vedem noi cum se rezolvă și cu iubirea aceasta. Mergem mai departe la mesajele din partea Doamnei Lună și să vedem cu ce mesaje vine către voi pentru luna iulie. Și avem un mesaj important din partea Nodului Sud și mesajul este: Don't let your past hold you back. Nu lăsa trecutul să te țină pe loc. Dragii mei, ia vedeți voi ce faceți cu trecutul și cu ce s-a întâmplat pe acolo. Că vine Nodul Sus și vă spune să nu lăsați lucrul acesta să vă țină pe loc. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vină, da, aceia dintre voi care nu sunteți într-o relație sau cine știe, s-ar putea să apară ceva nou și să aveți tendința să rămâneți în același loc și să nu avansați poate sau nici măcar să nu dați curs unei relații pentru că mai e ceva din trecutul vostru care vă ține pe loc. Și vă zice clar, nu lăsați lucrul acesta să se întâmple. Mergem mai departe și haide să vedem alte două mesaje din partea Doamnei Lună. Ce v-am zis? V-am zis? V-am zis! Și avem luna nouă în balanță și spune A new romantic cycle begins, începe o nouă poveste de dragoste și de asta v-am zis clar, v-am zis de mai devreme, ceva nou începe când vine vorba despre iubire și nu lăsați trecutul să vă țină pe loc, nu lăsați fricile din trecut să vă țină pe loc și poveștile și tot ce s-a întâmplat acolo, foarte, foarte important. Mergem și mai departe și să mai vedem încă un mesaj din partea Doamnei Lună. Și avem You're very close to achieving your goal. Ești foarte aproape de a-ți îndeplini o dorință și poate că pentru mulți dintre voi în această lună dorința este o relație frumoasă sau poate o relație, da? Sau dacă sunteți într-o relație, vreți, vă doriți acea relație frumoasă, stabilă și de lungă durată și happily ever after.
Da, sunteți foarte aproape de realizarea acestui lucru. Există această condiție și vă spune din start, nu lăsați trecutul să vă țină pe loc. Bineînțeles că această carte care vă spune de îndeplinirea dorințelor și de îndeplinirea idealurilor și țelurilor voastre se poate referi și la domeniul de carieră, nu neapărat la iubire. Mergem și mai departe și să vedem și alte mesaje care vor să vină către voi, dragii mei, raci, când vine vorba despre luna iulie și avem luna în Scorpion Transformation. Vorbește despre transformare și a change in your emotional life. Iar ne duce pe partea emoțională, da? Iar ne duce probabil și pe partea sentimentală. Apare o transformare în viața voastră emoțională și sentimentală. Vedem, ne spune, apare o nouă poveste de dragoste, se schimbă, se transformă ceva. Singura chestie care ar putea să te oprească este frica, este trecutul, sunt acele atașamente de trecut. Și ar fi indicat, nu obligatoriu, evident, să vedem dacă aveți curajul să lăsați trecutul în urmă sau nu. Mi-am dat seama că am sărit un pas în această, dar nu nimic, revenim. O să vedeți voi despre ce este vorba. Și avem Sun in Sagittarius, este soarele în Săgetător, Adventures. Și vorbește despre a călca pe teritorii noi, a călca pe teritorii necunoscute, ceva nou apare în viața voastră și are acel iz de aventură, acel iz de necunoscut. Și în momentul în care vorbim despre necunoscut, vorbim despre temeri de cele mai multe ori. Nu toată lumea, da, toți avem, vai ce frumos, ne plac aventurile, da, și când apare teritoriul ăla necălcat de nimeni, până atunci ne ia cu hâț la mansardă și cu țic-țic la bobau, că ne este teamă, ne este teamă de ce? Pentru că avem bagaje din trecut, avem frici din trecut, avem tot felul de butoane care sunt apăsate în momentul în care ceva nou apare în viața noastră. De asta vă zic, este atât, atât de important să înțelegeți acel mesaj. Să lăsați trecutul acolo unde e locul. Luna în gemeni, indecisions, indeciziile, should I stay or should I go? Să rămân în locul în care sunt sau să plec mai departe către această aventură. Da, astea sunt liniile trecutului tău unde tot te-ai dus, te-ai dus și ai fost acolo, te-ai întors și așa mai departe, te-ai tot bălăcărit prin trecut. Ți se oferă această șansă, ți se oferă această nouă oportunitate. Cel puțin ne zice clar că de iubire vorbim. Posibil să fie și pe partea de carieră, dar are acest, așa cum am spus, această nuanță de aventură și îți cere să ai curajul să pășești pe teritorii necunoscute. Și ce faci? Rămâi sau pleci? Este o perioadă, o lună importantă în care îți vei pune această întrebare. Pasul pe care am uitat să îl fac, dar îl fac acum, este acesta. Să vedem ce altă energie vine alături de voi. Ce altă energie vine alături de voi, dragii mei, în această lună? Și iată că avem energia vărsătorului, vine alături de voi și Venus. Venus care vorbește despre iubire, da? Și din nou ne confirmă că cel puțin pentru zodia Rac, iubirea o să fie cumva la cote maxime sau cote maxime o să fie un capitol important în această lună. Și vedem nevoia de nou, da? Nevoia de a călca pe aceste teritorii noi și visarea către teritorii noi și frumoase. Ok, visăm, visăm, dar avem și curajul să mergem într-acolo. Asta depinde numai și numai de voi, dragii mei. Bun, și o să mergem noi frumos mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să vină domnul Osho, cu ce mesaje vine pentru luna iulie. Fulgerul, The Tower. Uite, turnul ăla de ne place de nu mai putem, aici se numește fulgerul și arată această răsturnare de situație cumva. S-ar putea să fie evenimente neașteptate, unii dintre voi, dacă e să vorbim de iubire, s-ar putea să fie o iubire de asta fulgerătoare care vă dă lumea peste cap și v-am spus, se revoltă maimuțele de acolo. Se întâmplă ceva. Bineînțeles că vorbim și despre o schimbare profundă în interiorul vostru, pentru că vor fi niște întrebări pe care vi le veți pune la un moment dat în această lună. Acea schimbare de direcție, ce fac? Ce fac? Mă duc înapoi în trecut sau las trecutul să mă țină unde sunt sau merg mai departe? Vor fi niște chestii care se vor răsturna în interiorul vostru și vă vor face, da, pe unii dintre voi să vedeți lucrurile altfel. Mergem și mai departe. Unde-i? Uite aici. Am văzut transformarea odată, transformation. Iată-te transformarea de două ori. Niște transformări extrem, extrem de importante și sunt la nivel de suflet. Ceva se întâmplă acolo, veți avea acel aha moment, acel moment de, nu știu, conștientizare profundă.
Sper eu că toți dintre voi, sau măcar cei mai mulți, da, să aveți acest moment de trezire spirituale, de înțelegere profundă a ceea ce sunteți și vă doriți cu adevărat și să alegeți să mergeți pe teritorii noi, să nu lăsați frica, da, și atașamentul de trecut să vă țină pe loc. Transformări extraordinare apar, viețile anterioare, o carte iar importantă. Pentru că s-ar putea, pentru unii dintre voi, asta este arcana lunii din tarotul clasic, pentru unii dintre voi s-ar putea acele temeri, acele frici, da, să vină pe linia ancestrală, să fie niște lucruri nerezolvate pe neam și acum, în această lună, de asta vă zic, e o lună extrem de importantă pentru voi, să aveți ocazia, șansa de a rupe niște cicluri karmice, niște lanțuri karmice moștenite pe această linie ancestrală. Vi se dă ocazia să faceți acest lucru. Wow, se ridică pielea pe bine, oh my God, da, o lună extrem, extrem de importantă pentru voi, dragii mei raci. Dacă ați avut și ați sesizat că viața voastră s-a tot învârtit în cerc, în cerc și poate nu într-un cerc foarte frumos, vi se dă ocazia în luna iulie să rupeți acel cerc, să rupeți acel pattern, acel model în care vă tot învârteați, pentru că veți vindeca astfel toată linia voastră ancestrală. E extrem de important. Intensity, iată-te și cartea intensității vine și vorbește despre faptul că lucrurile vor căpăta viteză. Lucrurile vor fi în această lună de o intensitate fantastică și le veți simți, cel puțin la nivel emoțional, le veți simți din plin. Emoții, frici, trăiri, prăbușiri, renașteri, morți și așa mai departe se vor întâmpla în interiorul vostru. Este o bătălie absolut necesară, ni se spune, pentru că toți strămoșii tăi, toate aspectele, da, de dincolo așteaptă momentul ca tu să decizi dacă lași aceste lanțuri karmice, dacă lași aceste frici moștenite, aceste energii moștenite să te domine în continuare, să faci același lucru în continuare sau tu ești oaia neagră în lanțul familiei tale care va rupe aceste lucruri, va rupe aceste contracte karmice și aceste, va risipi, să spunem, aceste frici. Nu cred că mi-ajung cuvintele, sper să ajungă energia mea la voi, să simțiți și voi cam cât de important este ceea ce se transmite aici. Înțelegerea vă va elibera, iată-te, înțelegerea va rupe aceste gratii după care ați stat vorbind despre aceste modele, pattern-uri, energii, contracte karmice, moșteniri și așa mai departe, care v-au ținut cumva după acele gratii, metaforic vorbind, și momentul în care veți înțelege, pentru că va fi o transformare și o înțelegere to the core, înăuntru sufletului vostru, în rădăcina sufletului, miezul sufletului vostru, veți înțelege că gata, dacă mai fac lucrul ăsta din nou, ce Dumnezeu se va întâmpla? Nu se va întâmpla nimic, nu se va întâmpla același lucru. A venit momentul să spun basta până aici și să schimb istoria. Și veți schimba, v-am spus, istoria și energia pe toată linia strămoșilor voștri. Wow, ok, super. Haideți să mergem mai departe și ia să vedem ce avem aici. The King of Wands, regele de bâte, care vorbește despre pasiune, despre curaj, despre tupeu, frate. Despre asta vorbește regele de bâte. Asta este energia în care intrați, veți găsi acea flacără ascunsă în interiorul vostru după o prăbușire, să nu uităm fulgerul și foarte bine că vine fulgerul, pentru că vă ajută să vedeți această flacără, această pasiune care să vă ducă mai departe, să vă dea curajul de a merge pe teritorii noi și să nu vă mai învârtiți în cerc că ați amețit. Și mergem mai departe și haide să vedem alte mesaje care vor să vină către voi, dragii mei, răcușori, și avem de San. Începem cu arcana majoră a soarelui, cât poate să fie de frumos, și vorbește despre a time of great joy and success. Se poate, se poate, dacă vreți să rupeți acele lanțuri despre care vorbeam, vă așteaptă o perioadă de bucurie, de succes, de împlinire. De împlinire, a, ce tare sunt, de împlinire. Vorbește despre oportunități care apar like magic, dar apar ca prin magie în viața voastră. Asta se întâmplă în momentul în care se rup acele lanțuri karmice, apar tot felul de oportunități și am văzut, da, acele aventuri. Și vorbește despre gratitude to the divine, despre acea recunoștință pe care o veți avea pentru divinitate. De ce recunoștință? Pentru că veți înțelege. Veți înțelege perfect și profund de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, și veți fi super ok cu asta. E acea înțelegere care face declicul către o nouă viață. Wow, cât de frumos! Ok, hai să mergem mai departe și să vedem alt mesaj. Și avem a treia carte de moarte,
Release se numește aici eliberarea. Trei cărți de moarte una după alta. Și vorbește despre sfârșituri care duc la noi începuturi. The need to release situation or people that hold you back. Nevoia de a te elibera de situații sau persoane care te țin pe loc. Și ce ne-a zis nodul sud? A zis în felul următor, nu lăsa trecutul să te țină pe loc. Deci clar veți înțelege să nu mai lăsați în aria voastră, în preajma voastră, în viața voastră, persoane sau situații nocive din trecut. Nici măcar de dragul politeții să nu le mai lăsați. Veți înțelege... Uite, interferează, da? Veți înțelege că nu sunt benefice pentru voi și că nu vor face decât să vă țină în același ciclu, în același cerc. Spiritual transformation, da? Vorbește despre transformare spirituală, că despre asta vorbim și noi, o lună extrem de importantă. Haideți să vedem ce mai avem noi aici, The Five of Swords, cinciul de săbii, care vorbește despre gânduri negative, da? Vorbește despre, ai grijă! Ai grijă ce alegi, pentru că vei avea de ales, ești la răscruce de drumuri, ai grijă la gândurile tale, ai grijă la fricile tale, da? E foarte important să iei acea decizie din iubire și nu din teamă. E foarte important că aceste gânduri, aceste dialoguri negative încă sunt prezente acolo. A treia arcană majoră de Lovers, cartea îndrăgostiților, fără doar și poate, aceia dintre voi care primiți, să zicem, binecuvântarea acestei noi povești de dragoste, este o poveste de dragoste la un alt nivel, din ceea ce simt eu aici. Este o poveste de dragoste la un... mai sus de 3D, aș spune eu, această uniune între două suflete care... mă rog, se poate întâmpla în această lună. La fel, Cartea Îndrăgostiților vorbește despre alegeri. Alegeri din iubire și nu alegeri din frică. Foarte, foarte, foarte frumos. Ok, mergem mai departe și să vedem ce alt mesaj vine către voi, dragii mei raci. Pentru, oh my god, a patra arcană majoră, în centrul citirii voastre este The Magician și anume cartea magicianului care anunță noi începuturi, faptul că veți manifesta oricum, vi se spune clar că sunteți creatorii propriei voastre vieți, propriei voastre realități, vă aduce aminte de puterea care stă în voi și de asta vă spune fiți atenți la gânduri, fiți atenți la niște chestii, pentru că manifestați și spune magic is alive in your life, magia este vie în viața ta. What you need to be a success will manifest. Ceea ce tu îți dorești să fie un succes se va manifesta în viața ta. You believe it, you can do it. Dacă tu crezi, chiar se va întâmpla. Totul depinde de tine. Trebuie să crezi cu toată puterea ta și să nu te lași influențat de acele frici. Nu te lăsa tras înapoi de trecutul tău și avem The Page of Pentacles, pajul de monede, care vorbește despre noi începuturi. Pot fi pentru unii dintre voi noi începuturi de carieră, schimbare de job, schimbare de poziție, cine știe, la job acolo mergeți pe o poziție mai înaltă, poate fi vorba despre cursuri pe care le veți începe în această perioadă, poate vă înscrieți la cine știe ce cursuri sau universități și așa mai departe, dar este un nou început care vă va duce, ne zice clar, la strălucire, la abundență, la împlinire. Haideți să mergem și mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să vină și fix trei au venit, le lăsăm așa cum sunt și avem a cincea arcană majoră, The World. Cartea lumii care vorbește despre încheiere de capitole, pentru că să avem pardon cu trei cărți de moarte și de transformare, ceva urmează să se încheie în viața voastră și altceva urmează să înceapă, dacă aveți curajul să pășiți, evident. Și vorbește cartea lumii aici, ne spune așa, a brilliant success, urmează să aveți, și avem și cartea soarelui, să aveți succes într-un domeniu, dar este un succes de la de wow. Dar fie că este vorba despre această poveste de dragoste pe care eu o simt într-un mare fel aici energetic, fie că vorbim despre un nou job, o nouă carieră, succesul este garantat. Vorbește despre a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment. Vorbește despre acele... nu neapărat achiziții, chestii pe care le veți realiza și vă vor aduce bucurie în această lună, dar vorbește și despre iluminare spirituală, transformare spirituală. Este extrem de important să înțelegeți și să rețineți lucrul acesta. Și vorbește despre eliberarea voastră de orice vă doriți. Ia vedeți de ce vă doriți voi să vă eliberați. Be proud of yourself, îți spune. Fii mândru de cine ești, de cine ai fost, de cine ești și de cine vei fi.
Și ce mai avem noi aici? The Seven of Pentacles, șaptele de monede și din nou, și avem și The Eight of Swords, teama, fricile, optul de săbi. Și spune în felul următor, ai răbdare, da? Pentru că avem aici pe linia magicianului și a morții. Îți spune, ai răbdare pentru că ceea ce tu ai sădit ca și dorință, ceea ce tu ai creat la nivel energetic urmează să se întâmple, ai răbdare. Nu bate cu piciorul în podea, nu te da cu capul de pereți, că nu are niciun rost și nici peretele n-are vreo vină. Ai răbdare pentru că urmează să se manifeste și urmează să se manifeste într-un mare fel dacă și numai dacă nu dai voie acestor frici să se manifeste. Ia că te le vedem și aici, da, optul de săbii, se deschide poarta, ceva nou se deschide în viața voastră. Și vedem ce îmi place foarte mult, că această doamnă, cel puțin această carte, este gata să-și dea acea șarfă de la ochi și în momentul în care va da șarfa jos de la ochi, va vedea că fricile erau nefondate. Își va da seama că, doamne, dracu, nu e atât de negru precum pare, că au fost doar niște chestii, dar probabil moștenite și moștenite, da, așa cum am văzut pe linie ancestrală. Hai să mergem mai departe și să vedem. Ce avem aici? The King of Pentacles, regele de monede, care vorbește despre stabilitate materială, vorbește despre abundență materială, da? Poate vorbi despre cineva în zodie de pământ, cu ascendent Venus, lună, nodul, nod în zodie de pământ, sau poate vorbi despre un parteneriat de succes, da? Cu cineva, un început de carieră, alături de cineva care este o persoană pe care te poți baza, ceva de genul acesta. Haideți să vedem. Și mergem pe lămuriri și să vedem why is the sun here. Ia să vedem despre ce este vorba și avem the page of cups, avem pajul de cupe peste cartea soarelui. Clar vorbim despre surprize, despre o ofertă care vine către voi, dar este o ofertă care conține și elementul surpriză pe care voi nu îl vedeți, este acel bonus. Dacă e să vorbim de carieră, se ivește, să spunem, o ocazie, da? Un job nou, un post nou. Și aplicați și sunteți acceptați acolo și vedeți că, băi, stai puțin, că eu știam că, nu știu, zicem de bănuți, da? Eu știam că e atât, dar de fapt este mai mult de atât, da? Este acel element surpriză. Dacă vorbim despre iubire, atunci categoric vorbim despre faptul că veți vedea în această persoană care vine lângă voi, pentru unii dintre voi care începeți această frumoasă poveste de dragoste, că acea persoană vine și ia cu un bonus, o să fie mai mult decât v-ați așteptat. Mergem pe cartea morții și să vedem why is the death there. Și să vedem și avem pe magician, cartea magicianului peste cartea morții. Lasă să moară ceea ce este de murit, lasă să se transforme ceea ce este de transformat, pentru că urmează să manifesti niște lucruri foarte importante în viața ta. Ai toate uneltele de care ai nevoie, ai toate resursele de care ai nevoie pentru a manifesta o viață de succes, pentru a ajunge la visul tău, la ceea ce ți-ai dorit întotdeauna cu adevărat. Și mergem mai departe și să vedem why the Five of Swords. Ia să vedem despre ce este vorba și avem the Two of Pentacles. Doiul de monede peste cinciul de săbi, aici înțelegem clar care este problema, este teama de a lua o decizie, teama de a nu lua decizia corectă. Doiul de monede vorbește despre juggling, da? Despre a jongla cu două situații, cu două persoane, cu două, da? Ce fac? Pe care o aleg? Să o iau pe asta, să o iau pe asta, da, aș lua o pe asta, da, dacă asta e mai bună. Bine, o iau pe asta, da, dacă asta e mai bună. O chestie de genul acesta, teama de a nu-l alege greșit, asta s-ar putea să te saboteze pe tine, asta ar putea să te țină pe tine pe loc, lasă teama pentru că ea face parte din domeniul trecutului. Și mergem pe The Lovers, why is The Lovers? Yes, să vedem și avem The King of Swords, ia către regele de săbii peste cartea îndrăgostiților. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie cineva în zodie de aer, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de aer, care vine alături de voi, sau s-ar putea voi inițial să priviți această relație prin prisma energiei aerului, mai logici, mai tăioși, mai așa, mai circumspecți, să spunem. Haideți să spunem așa, s-ar putea să fie și varianta aceasta. Haideți să vedem mai departe și au căzut și le lăsăm așa. Da, ia cătă. Avem în felul următor, The Nine of Swords, 9 de săbi, este cartea de anxietate, de teamă, de frică când vine vorba despre viitor. Nu lăsați lucrul acesta pentru că este peste cartea magicianului. Dacă voi vă concentrați pe teamă, dacă voi vă concentrați pe
frică, frica de a nu greși, frica de a nu repeta istoria, frica de, fără doar și poate, garantat 100% veți manifesta scenarii care să vă dea dreptate că așa se întâmplă. Așa se întâmplă de fiecare dată, aveți grijă de pe ce vibrație manifestați. Și mergem mai departe și avem 4 de monede și The Queen of Pentacles, ia iată, regina de monede și 4 de monede peste pajul de monede. Ceea ce veți începe în această lună vis-a-vis de job, vis-a-vis de carieră și așa mai departe, că s-ar putea să fie niște schimbări importante și interesante aici, ne spune clar că o să vă ducă la abundență, o să vă ducă la stabilitate, o să vă ducă la îndeplinirea acelui, cum să zic eu, acelei nevoi pe care unii dintre voi o aveți, și anume nevoia de siguranță materială. Acolo vă duce, vă zice foarte clar. Mergem și noi mai departe și să vedem The World, cartea lumii, despre ce este vorba, și avem The Nine of Wands. 9 de bâte este acea carte a războinicului, a soldatului obosit. Dar vorbește despre a nu renunța. A nu renunța la visul tău, da, ăsta a trecut prin multe bătălii, așa cum și voi ați trecut prin foarte multe bătălii, urmează să se încheie. Urmează să se încheie această perioadă grea, această perioadă în care ați simțit că a trebuit să vă luptați cu toată lumea din jurul vostru, urmează să ia sfârșit. Și e foarte important pentru aceia dintre voi care nu ați renunțat la visul vostru, e important să nu renunțați nici acum, pentru că o transformare profundă, majoră, se întâmplă în această lună. Why is the Seven of Pentacles? Și mergem mai departe. Hai să vedem. Ok. The Hangman. Cartea Spânzuratului, da, pe șaptele de monede. Ambele cărți vorbesc despre așteptare, ambele cărți vorbesc despre oarecare întârziere. Poate unii dintre voi ați așteptat foarte mult. Ați aștepta foarte mult să se întâmple lucrurile acestea, dar nici nu ați renunțat la visul vostru, la idealul vostru. Tocmai de asta, în această lună, vi se oferă ocazia, da? Vi se oferă ocazia să aduceți la manifestare, la îndeplinire ceea ce vă doriți. The Eight of Pentacles, 8-ul de monede peste 8-ul de săbii. Cât de frumoasă este combinația, pentru că ne spune clar că veți lucra, veți investi în voi, începând din această lună, și veți lucra la voi și nu veți mai lăsa aceste frici să vă domine. Veți înțelege că poarta este deschisă, veți înțelege că săbiile alea sunt doar construcțiile voastre și veți decide să lucrați cu voi. Acum, îmi spune clar, da, că sunt două personaje aici și această persoană care intră în viața voastră este dispusă să lucreze cot la cot alături de voi pentru dezvoltarea voastră. Dezvoltarea voastră ca și cuplu, dezvoltarea voastră ca și suflete și, bineînțeles, cine știe, poate sunteți și colegi de muncă, nu știu, lucrați în același domeniu. Veni mesajul, trebuie să-l dăm. Hai să vedem dacă mai este vreun mesaj de aici, dacă nu mergem mai departe. Și avem, din nou, avem fricile că trebuiau să accentueze lucrul ăsta pentru a se înțelege. Dar teama din nou. Teama de a nu fi dezamăgit, teama de a nu fi lăsat singur din nou în ploaie. Aveți grijă ce faceți cu teama asta, pentru că ar fi păcat, vi se oferă o șansă extraordinară de transformare. Mergem mai departe și anume la Amorul Ghebos și să vedem cu ce mesaje vine Amorul Ghebos când vine vorba de dragii mei raci în luna iulie. Ia să vedem despre ce este vorba. What do they need to know, dear spirit? Ce v-am zis? Healing family issues. Vindecarea relațiilor de familie, și nu e vorba numai de relații de familie. Da, aici vorbim despre iertarea mamei și a tatălui. Mai sunt niște lucruri de făcut acolo. Dar vorbim despre vindecarea pe linia ancestrală. Ceea ce veți realiza, aceia dintre voi care veți avea curajul să vă lăsați omorâți în interior pentru a renaște, ce veți face voi, veți vindeca toată linia voastră ancestrală, veți vindeca toți strămoșii voștri. Este un lucru deloc mic, să ne înțelegem. Este wow, v-am spus, nu mi-ajung cuvintele să spun cât de important este ce se poate întâmpla în această lună. Dar bineînțeles, depinde numai de voi. Haideți să vedem mai departe ce altceva ne mai spune Amorul Ghebos, și avem chemistry, și avem atracția, magnetismul. Între voi și această persoană există un câmp de ăsta magnetic, o atracție extraordinară. Sunteți și veți fi fascinați de ceea ce face această persoană, dar vedem cum această doamnă este uimită de creația partenerului ei, privește așa cu mirare, cu uimire. Ceva de genul ăsta, cam așa vă veți privi și voi partenerul, și cu oarecare teamă mi arată acum și trebuie să vă arăt și vouă.
Vedem că el a creat un orb energetic și ea întinde degetul să-l atingă, dar puțin temătoare. Cam așa vă văd și pe voi. Veți fi fascinați de această persoană, poate veți crede că e, nu știu, prea nu știu cum, da, și da, apar tot felul de nesiguranțe, apare acel 5 de săbii pe care ar fi bine să-l conștientizați și să-l trimiteți la plimbare. Mergem mai departe și să vedem alte mesaje care vor să vină către voi. Stay optimistic about your love life, rămâi optimist în ceea ce privește viața ta amoroasă, pentru că vedem ce se întâmplă. Nu lăsa gândurile negative să te oprească, nu lăsa gândurile negative să te influențeze, rămâi conectat pe partea pozitivă. Și bineînțeles, nu lăsa trecutul să te țină pe loc, așa cum am văzut, da, trust, probleme legate de încredere, ați fost răniți. În trecut vă este greu să vă mai încredeți, dar aici este testul vostru, pentru că dacă aveți curajul să pășiți pe acest nou teritoriu, dacă aveți curajul să pășiți în această nouă poveste de dragoste, că despre ea vorbim aici, nu veți fi dezamăgiți sub absolut nicio formă, dar asta doar și doar de voi depinde. Și mergem mai departe și haideți să vedem și alte mesaje care vor să vină pentru dragii mei raci pentru luna iulie. Să vedem despre ce este vorba. Action. Iată-te, cartea acțiunii cu numărul 17. Acționează. Dacă vrei să ajungi la steaua ta, pentru că este numărul 17, cartea stelei, este nevoie de acțiune, este nevoie să faci ceva, este nevoie să miști ceva, pentru că nimeni nu vine să-ți bage în traistă, da? Ți se dau ocazii, ți se dau oportunități, dar nimeni nu poate să vină să-ți bage în desagă. Hop, așa. Ia să vedem că mi-au... Ia uite, banii să vină la mine. Door to value, se deschide această ușă către abundență. Către abundență, și aici vorbim despre abundență financiară și vedem că apar noi începuturi, schimbări de direcție, inclusiv pe parte de carieră, de job. Chestie care va aduce, va insufla această abundență în viața voastră. Ideea este să aveți curaj, da? Să aveți curaj și încredere în voi. Și încredere în voi, appreciation, aprecierea, vorbim despre apreciere de sine. Să vă vedeți cât de frumoși sunteți, cât de puternici sunteți, că aveți și vă spune, da, clar, cu două cărți de magician, aveți toate resursele necesare să faceți absolut tot ce vă doriți. Aveți încredere în voi și deblocați această poartă a abundenței în viața voastră. Și avem the third chakra, că despre asta vorbim, chakra numărul 3, chakra plexului solar, care vorbește despre putere personală și încredere în sine. Lucrați cu această chakra, lucrați cu arhanghelul, nu știu cum îi zice în română, Chamuel, este în engleză, mi-ați mai spus voi, dar am uitat, îmi cer scuze. O să-l găsiți voi, dați traducere în română, lucrați cu el, da, pe plexul solar, lucrați și scoateți de acolo toate rezidurile acele energetice și toate că nu ați fi suficient de bun. Mergem și mai departe și să vedem alte mesaje care vor să vină către voi, dragii mei, pentru luna iulie. Să vedem despre ce este vorba. Despre asta este vorba, vine comoara către voi și da, ea poate a venit mai încet pentru că broasca sa țestoasă, na, nu, ce să facem, nu-i rechin. Vine ea mai încet, mai agale, mai domol, dar vine, este pentru voi și conține deopotrivă dragoste și bănuți. Da, vedem inimioarele și vedem și monedele de aur și vedem și steluța asta de aici care vorbește despre o dorință împlinită. Asta vrea să vină către voi, dragii mei, dacă vă dați voie să muriți și să reînviați. Ce-mi place cum sună asta. Hai să vedem mai departe despre ce este vorba. Da, despre asta este vorba. Come to the edge. Ai ajuns la margine. Ce faci? Sari sau nu sari? De tine depinde. Rămâi aici? Lași trecutul să te țină aici? Sau îți dai voie să sari? Iei taurul de coarne sau nu știu ce, de nu știu ce vrei tu și jump. Sari. Despre asta vorbim în luna iulie. Ți se cere. Ai ajuns în al 13-lea ceas. Ți se cere să faci lucrul acesta, nu te obligă, dar cumva te forțează universul să rupi niște lanțuri și niște cicluri karmice. To be fair, să fii corect și cinstit cu tine și iată-te cât de frumos avem noul și vechiul. Da, pune-le în balanță, iată-te oul care reprezintă noul, noutatea care vine în viața ta și ceva vechi. Ia folosește-ți tu înțelepciunea, iată-te bufnița aici, folosește-ți înțelepciunea și vezi care cântărește mai mult, pe care o alegi de data aceasta.
Vi se dă și răspunsul, time to go. Unii dintre voi veți face alegerea înțeleaptă și veți înțelege că e timpul să plecați. Chiar dacă nu știți exact unde ajungeți și nici nu trebuie să știți unde ajungeți, asta înseamnă încredere. Chiar dacă veți ști că a venit momentul să lăsați trecutul în urmă. Bun, și mergem mai departe și hai să vedem unde era mai departe, ce era mai departe. Aha, asta era mai departe. Asta era, știam eu că mai era ceva. Haideți să vedem mai departe ce alte mesaje vor să vină pentru voi, dragii mei. Pentru luna iulie. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Despre ce este vorba? Ha! Și vedem în felul următor, inner peace, această pace interioară, această liniște interioară pe care o veți dobândi în această lună după ce vă veți da voie să muriți. Că despre asta vorbim, da? După ce vă veți da voie să primiți acea energie de turn, să vă răstoarne, să vă dea cu capul de toți pereții interiori, veți găsi această pace interioară și când veți găsi această pace interioară, veți putea merge liniștiți pe un drum nou, către o viață nouă. Și următoarea carte este leadership. E, vorbim despre a fi lider, despre a conduce și v-am spus, unii dintre voi s-ar putea să urcați pe treptele ierarhiei și așa mai departe în cadrul companiei sau unde lucrați voi sau chiar să începeți să faceți lucruri pe cont propriu. Aveți curajul să faceți lucrul ăsta pentru că vă duce la succes și abundență. Haideți să mai vedem încă un mesaj de aici după care mergem noi și mai departe. Ia să vedem despre ce este vorba, dacă mai sunt mesaje și mai este unul. Și hai să vedem despre ce este vorba. Despre asta este vorba. Forgiveness, iertarea. Este nevoie de iertare. Iertați-i pe cei din trecut, iertați-vă pe voi din trecut și pe voi de acum și pe voi și de unde vreți voi. Iertarea este răspunsul vostru. Iertarea vă va elibera de trecut pentru că asta vă ține acolo în trecut. Faptul că nu iertați, faptul că dați vina pe că din cauza ha, că ta, că din cauza mea, că din cauza lui ăla, că din cauza lui ăla, că nu contează. Iertarea este salvarea voastră. Înțelegeți lucrul acesta. Și haideți să vedem și mesajele din partea îngerilor, dragii mei raci, pentru luna iulie. Haideți să vedem cu ce mesaje vin aceste entități angelice. Da. Arhanghelul Daniel, Arhanghel. Doamne, iată, am făcut Arhanghel, l-am făcut Arhanghel, nu trebuie să dai o bere. Ok, este înger. Nu știu ce este. Este un înger, Daniel, da, este înger. Și este îngerul căsătorilor, dar tot trebuie să dai o bere. Este îngerul căsătorilor și îți spune că luna iulie te asistă, da? Fie că vorbim despre faptul că sunteți într-o relație care știți voi ce e acolo și trebuie cumva rezolvată, fie vindecată și mers mai departe, fie lăsat și mers mai departe. Fie că această nouă poveste de dragoste va duce la cumva căsătorie sau o legătură de asta foarte strânsă pentru toată existența, nu știu, dar uite, vine Daniel și ne anunță niște treburi interesante. Bun, ia să vedem Shanti, următorul mesaj și ne spune în felul următor, este Îngerul Păcii. Și spune că așterne în drumul vostru, da, o cale așa lină și fără obstacole. Dacă până acum au tot fost provocări, au tot fost obstacole, uite că nu mai sunt și vine și Merlina. Și spune, ești confuz și indecis, da, și am văzut acele indicatoare, acea bifurcare, Ok, ești confuz și indecis, deoarece nu cunoști toate informațiile și spune caută informațiile sau cere sfatul unui expert înainte de a lua o decizie. Și Arhanghelul Rafael vine cu următorul mesaj și spune că te ajută să te vindeci și să te vindeci inclusiv la nivel fizic. Pentru că știm foarte bine, energia până la urmă somatizează în treburi pe corp fizic și spune în felul următor, spune în felul următor că și tu ești un vindecător ca și el și vă veți recunoaște aceea care încă nu aveați încredere, poate vreați să porniți ceva pe cont propriu, să vindecați într-un fel sau altfel oamenii, să-i ajutați să se vindece, că știu, nimeni nu vindecă pe nimeni, dar puteți menține spațiul energetic. Și să aveți ghidarea la voi și vă spune, sunteți vindecători ca și el, lucrați cu Rafael. Și haideți să vedem și din acestea micuțe, micuțe și drăguțe ce avem, career. Vedeți, vorbim despre carieră. Career și spune felul următor, a venit momentul în luna iulie să adaugi fie un plus de energie în cariera ta, în domeniul în care lucrezi, sau de ce nu să încerci ceva nou.
Aha, adventure, ați văzut? Despre asta vorbim. O vrei, nu o vrei, o vrei, nu o vrei. Bine, haideți să vedem și alte mesaje pozitive. A fi pozitiv și spune în felul următor, să te bucuri de momentele pozitive, bune, da, din viața ta. Smile, zâmbește și să știi din adâncul sufletului că totul o să fie ok. Everything is going to be ok și vedem. Nu că ok, foarte ok. Dacă și numai dacă ne dăm voie și avem wait. Așteaptă, vorbește despre răbdare și spune să, dacă vrei să iei o decizie la grabă, da? Îți spune așteaptă, nu, ia-ți o perioadă, un timp, respiră, gândește-te, contemplează la lucrul acela, nu fi tentat să te grăbești. Și îți spune nu fi tentat să te grăbești pentru că vedem va fi o schimbare de perspectivă în tine, va fi o schimbare fantastică în interiorul tău și dacă iei decizia acum și la nervi și la frici și ce mai departe s-ar putea să-ți pară rău. Haideți să vedem și un bilețel pentru voi, dragii mei, raci, pentru luna iulie. Schimbare. Nu că despre asta vorbeam. Despre asta vorbeam, despre schimbare, dar o schimbare profundă, o schimbare fantastică. Capcană, ai grijă la fricile tale, pentru că ele nu vor să te lase să te schimbi, ele vor să te țină în zona de confort. Strălucire. Dacă nu pici în capcană, crede-mă, vei străluci. Dragii mei raci, acestea sunt mesajele care au vrut să vină către voi pentru luna iulie 2021. Superbe, o citire absolut superbă. S-au simțit într-un mare fel energiile aici. Sper că le-ați simțit și voi de acolo. Am deschis canal cât se poate și pentru voi. Așa că, dragii mei, nu lăsați trecutul să vă țină pe loc, nu lăsați fricile să vă controleze încă o dată, asta aș spune eu. Dacă v-a plăcut, ați rezonat cu ce a vrut să se transmită pentru voi aici și acum nu uitați butonul de like, share și subscribe și mulțumesc foarte, foarte mult. Aștept comenturile voastre, ca de obicei, în secțiunea de comment și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la toate nebuniile astea frumoase de pe canalul meu, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.